am intrat și noi rând cu lumea. Pentru că eu stau aici de 14 ani și strada asta o știu din copilărie. Mai venea, mai punea câte un rând de pământ, mai piatră. Nu a fost și-o trebuit. Și strada asta tot așa a fost. Și întrebam pe primarul, domnul primar, strada Aracoșei, când se va? Ce în curând? Uite că am ajuns să fie și strada noastră în rând cu lumea. Deci destul de mult a făcut pentru Turda. Față de cum a fost Turda odată și odată, e ce trebuie acum. În final, dacă se vor termina toate lucrările, va arăta ca un oraș civilizat. Vai, perească Dumnezeu! Balastru, uitați cum e acolo pământ. Și văd că acum face și trotuarele și tot. Doamne ajută-ne! De nu era Matei, nu făceam aici. Foarte frumos, ne place. Am așteptat de mult, dar uite că eu am zis că o să mor din lumea asta și nu o să mai calc niciodată pe asfalt, dar uite că s-a împlinit visul. Sunt bucuroasă că au făcut aici, că nu mai avem praf, nu mai avem noroi. E foarte bine. Felicit pe domnul primar că în sfârșit a avut grijă și de noi. Îl felicit pentru tot ce a făcut dânsul, că cine a fost înainte... Mi s-a ocupat așa mult de orașul nostru. Am fost chiar ieri în centru, am văzut ce frumos e acolo. Chiar m-a relaxat, mi-a plăcut. Excelent tot ce a făcut. Să-i dai Dumnezeu sănătate și putere să mai facă ce mai are de făcut aici și să se bucure și dânsul împreună cu noi de toate. Și la arena am fost și îmi place foarte mult. Deci eu am o vârstă și mă gândeam că nu mai mă bucur de nimic frumos, dar totuși uite că am ajuns să mă bucur de multe lucruri pe care dânsul le-a făcut aici.